În ziua de 26 martie 2021, majestatea sa, custodele coroanei și familia regală sărbătoresc alături de întreaga societate românească 140 de ani de la proclamarea Regatului României. Cu această ocazie, majestatea sa Margareta a organizat o scurtă ceremonie în holul de onoare al Castelului Peleș. La ceremonie au fost prezenți Alteța sa regală Principele Radu și Alteța sa regală Principesa Sofia. De asemenea, la eveniment a luat parte și ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu. Maestatea voastră, altețele voastre regale, stimați invitați, în primul rând, vă rog să-mi permiteți să-i urez un călduros la mulți ani maestății sale, Principesa Margareta. Vă doresc mulți ani fericiți alături de familie și prieteni. 140 de ani de la proclamarea Regatului României este o sărbătoare pentru întreaga societate românească, unul dintre momentele importante pentru noi toți. Anul acesta avem o dublă sărbătoare, deoarece se împlinesc 100 de ani de la nașterea regelui Mihai al României. Ministerul Culturii a marcat acest moment prin intermediul unui parteneriat cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și cu orașul Sinaia, semnând la data de 22 septembrie 2020, protocolul de colaborare în vederea realizării și amplasării statuii regelui Mihai I al României în orașul Sinaia. Protocol stabilit pentru perioada 2020-2024. Acest protocol de colaborare este o întărire a relației cu Casa Regală, care a început încă din prima lună a guvernării liberale, și sublinează faptul că parteneriatele cu administrațiile locale sunt esențiale pentru revitalizarea spațiului cultural, dar și o soluție pentru promovarea și valorificarea patrimoniului. Ansamblul Castelului Peleș este reprezentativ pentru toți românii și cred că pot afirma că este un motiv de mândrie națională. Arhitectura specifică, povestea familiei regale, atrag anual vizitatori din toată lumea. Ministerul Culturii se implică în păstrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului, deoarece acesta poate fi și trebuie să fie unul dintre motoarele de dezvoltare locală. Imaginați-vă ce ar fi fost Sinaia fără Peleș. În acest sens, avem mai multe intervenții de punere în siguranță, restaurare și punere în valoare, finanțate de la bugetul de stat, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, pentru ansamblul Castelului Peleș. Iar acum am plăcerea să anunț că s-a lansat procedura de achiziție publică pentru proiectare. Consider această întâlnire, în această zi cu totul deosebită, plină de simbolism și consider a fi de bun augur pentru proiectul pe care îl vom duce la sfârșit împreună. Încă o dată, la mulți ani, maestatea voastră!